Bubiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobiță, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot. Dragă Bufniță, ia spune, cum putem ajunge la mare? Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei trei pui de Bufniță. Cei doi prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au înotat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuză. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei, vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea, căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoase și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și-au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turta dulce. A sosit luna decembrie.
Pădurea era acoperită de zăpadă albă. Bobiță și Buburuză au stat în casa cu buline a fetiței Mămăruță. Să facem turtă dulce, a propus veselă Buburuză. Bobiță și Buburuză s-au apucat de lucru. S-au învârtit, s-au rotit prin bucătărie, au făcut aluatul și l-au întins subțire. Buburuză a scos din sertar formele pentru turtă dulce. Au tăiat aluatul în forme și au început să coacă prăjiturile. Când s-au rumenit frumos, Buburuză a scos tava din cuptor, a pus prăjiturile într-un castron și le-a dus afară în fața casei. Se vor răci repede, căci e frig, i-a spus lui Bobiță. În clipa aceea a trecut pe acolo o coțofană. A simțit o aromă plăcută și apoi a observat turtele dulci. A apucat cu ciocul castronul și a zburat mai departe. Când Buburuză a ieșit să ia prăjiturile, nu le-a mai găsit. Vai, cineva a luat turtele dulci! A strigat disperată. Dar cine a luat castronul? A întrebat Bobiță nedumerit. Bobiță și Buburuză au pornit spre pădure. În curând s-au întâlnit cu Mila, gândacul de zăpadă. Dragă Mila, cineva a luat castronul meu galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut cine a fost? A întrebat Buburuză. Ba da, am văzut, coțofana a fost, a zburat încolo, a răspuns Mila. Și-au continuat drumul, s-au întâlnit cu Râma. Dragă Râmă, coțofana mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut încotro a zburat? A întrebat Buburuză. Apoi i-au zărit pe Gombi și pe Dima. Chiar construiau un om de zăpadă. N-ați văzut-o pe coțofană? Mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce, s-a plâns Buburuză. Ba da, am văzut-o, a zburat către pârâu, i-a răspuns gândacul cartofilor. Buburuză, privește! Firimituri! De aici a zburat coțofana, a strigat deodată Bobiță. Să urmărim firimiturile și vom găsi scorbura coțofanei, a propus fetița Mămăruță. Așa s-a și întâmplat. Firimiturile i-au condus la scorbura coțofanei. Mirosul de turtă dulce a înconjurat tot copacul. Bobiță și Buburuză s-au cățărat în copac și au bătut la ușa scorburii. Tu mi-ai luat castronul galben cu turtă dulce? A întrebat Buburuză când coțofana a deschis ușa. Da, eu am fost. Mi-a fost foame, am zărit castronul și l-am luat. Dar vi-l dau înapoi. E foarte urât să iei ceea ce nu e al tău, a spus Buburuză și a pornit supărată spre casă. Bobiță în urma ei. Lasă, Buburuză, nu fi atât de supărată. E adevărat, coțofana ți-a luat castronul, dar ți l-a dat înapoi. Probabil îți va cere și iertare, a spus băiatul Melc. După masă, Bobiță și Buburuză și-au invitat prietenii. Au venit Fulgușor, fetița Fluture, Baltazar, băiatul Albină și Vendel, băiatul Rădașcă. S-au așezat în jurul mesei și-au început să mănânce. În curând s-a auzit un ciocănit ușor. Fetița Mămăruță a deschis ușa. Coțofana se afla în fața ușii cu o sticlă mare strânsă sub aripă. V-am adus sirop de măceșe. Eu l-am pregătit din măceșe proaspete de astăvară. Te rog, primește-l și să nu fii supărată pentru că ți-am luat turta dulce, a spus coțofana. Dragă coțofană, nu vrei să mănânci cu noi? Ai și tu un loc la masă? Coțofana s-a bucurat mult și s-a așezat la masă lângă ceilalți prieteni. Au mâncat turtă dulce, au băut sirop de măceșe, au vorbit și au râs până seara târziu. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Căsuța stea. Într-o seară de vară, Bobiță și Buburuză jucau cărți în căsuță când au zărit o lumină peste culmea dealului. Ce-a fost asta? A întrebat Bobiță. Parcă e o stea căzătoare. O stea căzătoare? Nu se poate! Hai să ne uităm mai de aproape, i-a propus Buburuză. Bobiță și Buburuză s-au luat de mână și au pornit spre acea luminiță.
oprește, Bobiță, acolo! Băiatul Melc a rămas cu gura căscată de mirare. În vârful dealului era o căsuță în formă de stea. Cum a ajuns casa asta pe deal? Până acum nu era aici, șopti Bobiță. Tu stai pe loc, iar eu le spun repede celorlalți. I-a șoptit Buburuză și și-a luat zborul ca să-i cheme pe Baltazar, pe Fulgușor și pe Vendel. Când au fost toți împreună, s-au încumetat să se apropie încet de căsuța misterioasă. Vendel a bătut la ușă. O fată timidă, frumoasă, a deschis ușa. Avea părul până la pământ, plin de stele mici și strălucitoare. Aripile ei aurii luminau. Bobiță a întrebat-o: tu cum ai ajuns aici? Cine ești tu? Dar fata nu i-a răspuns. Vendel a încercat și el: vrei să te ajutăm? Dar nici el n-a primit un răspuns. Fata doar stătea și nu scotea o vorbă. Ei bine, dacă nu vrei să spui nimic, taci, s-a îmbufnat Vendel. Haideți să mergem acasă. Așteptați, zise Buburuză. E posibil să nu poată vorbi. Nu poate vorbi? S-au mirat toți. Buburuză a luat un băț și a desenat pe pământ o stea. Apoi, zâmbind, i-a întins fetei bățul. Fata sfioasă a luat bățul și a început să deseneze și ea. O harpă? O mică harpă? A întrebat Buburuză, iar fata a dat din cap. Ai pierdut-o? A întrebat Fulgușor și fata a arătat spre geam. A căzut de la geam? Zise Bobiță, iar fata a dat din cap că da. Nu înțeleg, mormăi Baltazar. Eu înțeleg? Chipzui Buburuză. Trăiește sus pe cer, dar harpa i-a căzut pe geam și a coborât să o caute. Atunci o ajutăm, spuse Baltazar. Nu te teme, o vom căuta noi, i-au spus cu toți în cor și au pornit să caute instrumentul prin pădure. Nu e nicăieri, spuse Bobiță trist. M-am uitat în fiecare tufiș, nici eu n-o găsesc, deși ne-am uitat deja peste tot, spuse necăjit Baltazar. O voi căuta și de la înălțime, zise Fulgușor, deschizându-și aripile și luându-și zborul. E aici, am găsit-o! Strigă fetița fluturaș după un timp. Apoi ridică o harpă mică, aurie, din cuibul canarilor. I-a înapoiat-o cu grijă fetei stea. Fata a intrat în casă închizând ușa. Și-a scos o stea mică luminoasă din păr și a întins-o lui Fulgușor. Mi-o dai mie? Întrebă surprinsă fetița fluturaș, iar fata stea a dat din cap. Apoi s-a așezat în geam și a început să cânte la harpă. Datorită ritmului melodios, căsuța stea a început să se ridice încet în aer. Vai, zboară în sus, spre cer! Se miră Bobiță. Curând căsuța a devenit atât de mică încât nu se mai distingea printre stele. Ce păcat că a plecat! Oftă Vendel. Fulgușor avea mare grijă de steaua primită, o ținea într-o cutiuță decorativă și și-o punea în păr doar în zilele speciale. Îi amintea de micuța fată stea care cânta la harpă în căsuța ei în formă de stea. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Zmeul de hârtie. Bobiță, băiatul Melc, dormea încă atunci când Buburuză, fetița mămăruță, bătu în geamul lui. Bună dimineața, Bobiță! Vino să facem un zmeu de hârtie! Buburuză desenă zmeul, iar Bobiță îl decupă. Apoi l-a ornat cu panglici colorate. În final au legat o frânghie lungă de zmeu. Să-l încercăm, spuse Buburuză. Au pornit ținându-se de mână ca să lanseze zmeul. Degeaba îl lansau din nou și din nou. Zmeul cădea de fiecare dată. Urc în copac și
încerc de acolo, poate va zbura, zise Buburuză, dar zmeul căzu și de data asta. Dintr-o dată se porni vântul, a luat zmeul pe sus în forță și odată cu el a luat-o și pe Buburuză. Bobiță, ajută-mă! Bobiță a urcat în copac și a apucat piciorul Buburuzei, dar nu a putut să tragă zmeul înapoi. Acum zburau amândoi mai departe. Tocmai pe acolo zbura Baltazar, băiatul albină. A apucat piciorul lui Bobiță, dar nici el nu a reușit să tragă zmeul înapoi. Acum zburau toți trei. În vârful unui brad stătea Dima, gândacul cartofilor. A apucat și el piciorul lui Baltazar și acum zburau toți patru. Săltăreață, ajută-ne! I-a strigat Baltazar fetiței lăcustă, care tocmai se plimba pe acolo. Săltăreața a apucat piciorul lui Dima și acum erau cinci care zburau mai departe. Fulgușor, fetița fluture, zbura și ea pe acolo. A prins piciorul săltăreței și au ajuns să zboare toți șase. Vendel, băiatul rădașcă, și Adiere, fetița libelulă, se uitau speriați după ei. Zmeul s-a împotmolit chiar în vârful bradului, iar cei șase au căzut pe vârfurile copacilor. Apoi furtuna s-a oprit și a ieșit iar soarele. Bobiță s-a uitat cu îngrijorare către mămăruță. Buburuză, eu nu știu să zbor. Cum cobor de aici? Nu fi îngrijorat, Bobiță. Vom găsi noi o cale. Am și găsit rezolvarea, a strigat Vendel. Vino, Bobiță, sar pe prelata asta. Nu-ți fie teamă, n-ai să te lovești. În momentul în care Bobiță a căzut pe prelată, a și zburat înapoi, în sus. Priviți-mă, ce bine e! Să încercăm și noi, au strigat și ceilalți. Au sărit în sus și în jos până seara târziu. Noaptea, când toți locuitorii pădurii dormeau deja, vântul s-a întețit din nou, luând cu el zmeul de hârtie. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vendel la patinaj. Într-o frumoasă zi de iarnă, Bobiță și Buburuză se plimbau pe malul lacului. Apa lacului era înghețată. Hai, Buburuză, să ne dăm pe gheață, a propus băiețelul Melc. Fetița mămăruță a acceptat cu bucurie. Bobiță și Buburuză, cu grijă, au intrat pe lacul înghețat. S-au prins și-au alunecat de la stânga la dreapta. S-au simțit foarte bine. În curând s-au acomodat cu gheața. Mai și cădeau, râdeau în hohote, apoi se ridicau și continuau. A trecut pe acolo Vendel, băiatul rădașcă. Vendel, încearcă și tu! Hai cu noi la patinaj! Și-a chemat prietenul Bobiță. Lui Vendel îi era puțin teamă, dar curios fiind a pus piciorul pe gheață. A strigat imediat pentru că i-au alunecat picioarele și a căzut pe spate. Bobiță și Buburuză au fugit imediat la prietenul lor. Vino, Vendel, te ajutăm noi! Bobiță și Buburuză l-au luat de mână pe Vendel și au pornit cu grijă pe gheață. Acum te lăsăm să încerci de unul singur.
a strigat Buburuză. Băiatul Melc și fetița Mămăruță l-au lăsat de mână pe Wendel. Mai încet, Wendel! A strigat Buburuză. Wendel a încercat să se oprească, dar picioarele nu l-au ascultat pe gheață și a intrat direct în tufișul cu spini. Ajutor! Vai de mine! M-am înțepat! M-am lovit la cap! Vai, cât de tare mă doare! Buburuza a fugit repede ca să vadă ce s-a întâmplat. Nu fi trist, a spus Buburuza și a legat capul spart al lui Wendel cu baticul ei cu buline. Deodată a apărut de după tufiș o fetiță gâză foarte frumoasă, aluneca pe gheață atât de ușor de parcă era un fulg. Ia te uită, tu cine ești? A întrebat-o Buburuză. Eu sunt Mila, gândacul de zăpadă. Te salutăm, Mila! Ea este Buburuză, fetița Mămăruță, el este Wendel, băiatul Rădașcă, iar eu sunt Bobiță, băiatul Melc. Cum de știi să aluneci atât de frumos și de repede pe gheață? A întrebat-o Wendel. Cu patine, a răspuns gâzuța. E un pantofior cu care poți aluneca pe gheață. Trebuie doar să-l prinzi de cizmuliță. Astea-s patinele, astea alunecă pe gheață. Tu le-ai făcut? A întrebat curios Bobiță. Da, eu le-am făcut. Nu e greu deloc. Dacă vreți, vă pot face și vouă. Ura! Au strigat toți trei deodată. Bobiță, Buburuză, Wendel și Mila au pornit împreună spre pădure. Mila s-a uitat bine la crengile de pe jos și în cele din urmă a ales o creangă mare. Au început să lucreze. Au tăiat, au găurit, au cioplit, au șlefuit, au înșurubat. Toată lumea a făcut câte ceva. Sunt gata, a spus mulțumită Mila. Pe masă se aflau trei perechi de patine nou-nouțe. Bobiță și Buburuză își puneau patinele noi cu puțină teamă, dar cel mai mult s-a temut Wendel. Bobiță și Buburuză s-au prins de mână și au pornit pe gheață. Wendel a fost ajutat de Mila. Așa da, cu patine e mult mai ușor să aluneci pe gheață, se bucură Wendel. Mila a patinat mult timp ținându-l de mână pe Wendel, dar pe urmă l-a lăsat și băiatul Rădașcă a alunecat mai departe singur pe gheață. Wendel a învățat să patineze, să pornească și să oprească repede. Am reușit, știu să patinez! A strigat fericit la sfârșitul zilei Wendel. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Teatrul de păpuși. Într-o zi de vară, Bobiță, băiatul Melc, a bătut agitat la ușa Buburuzei. Azi va fi spectacolul cu păpuși. Hai să ne grăbim, să le spunem lui Dima și lui Fulgușor. Bobiță și Buburuză au bătut mai întâi la ușa fetiței fluturaș. Fulgușor, trezește-te, repede! Azi va fi spectacolul mușițelor. Vor juca albă ca zăpada. Apoi s-au oprit în fața casei gândacului de cartofi. Dima, alo, hai pe câmpie, la spectacolul cu păpuși. Dar Dima n-a deschis ușa. Dima, întârziem, grăbește-te! A strigat neliniștit Bobiță, dar n-a primit niciun răspuns. Fulgușor timidă a apăsat clanța și s-a uitat înăuntru. Gândacul cartofului stătea în pat. Dima, îmbracă-te repede, trebuie să pornim! Eu nu mă duc, burta mi-e plină de bubițe. Ceva m-a înțepat în timpul nopții. Simt o mâncărime intensă, a scâncit Dima. Ia să-ți văd înțepăturile, a spus Buburuză. Nu sunt înțepături, e varicelă, constată fetița Mămăruță. Nu te speria, și eu am avut varicelă, aveam mii de bubițe. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, zise Buburuză. El îți va spune ce ai de făcut. În curând sosi doctorul Bufniță. Îl examină temeinic pe Dima.
Într-adevăr, ai varicelă. E o boală contagioasă. Nu te poți duce la teatrul de păpuși, Dima. Contagioasă? Băbiță, Buburuză și Fulgușor vor avea și ei varicelă. Nu, varicela se ia doar o dată în viață. Ei au trecut deja prin asta anul trecut. Cel mai important e să nu scarpini bubițele. Va mai fi spectacolul cu păpuși și altă dată. Îl consolă Bobiță. Nu fi trist, te vei face bine repede, zâmbi Buburuză. Micii prieteni și-au luat rămas bun de la Dima și-au pornit spre teatrul de păpuși. Pe câmpie, scena era deja ridicată. Trupa de păpușari era formată din 5 mușițe. Curând, cortina s-a deschis și a început spectacolul. Prietenii noștri au urmărit spectacolul în liniște, iar la final i-au aplaudat pe păpușari. Apoi mușițele le-au dat voie locuitorilor pădurii să se uite la păpuși și să le ia în mână. Păcat că Dima n-a putut să vină cu noi, spuse Buburuză tristă în drum spre casă. I-ar fi plăcut foarte mult. Și ce-ar fi dacă i-am prezentat spectacolul chiar noi? Zise deodată Buburuză. E o idee minunată, Buburuză, spuse Fulgușor. Cei trei prieteni s-au apucat de treabă în casa pestriță. Fulgușor desena piticii, Buburuză pe albă ca zăpada și pe prinț, iar Bobiță pe mama vitregă. Decupau desenele și le lipeau pe bețe. Când au terminat, s-au furișat până la fereastra lui Dima și-au bătut în geam. Gândacul cartofului curios a deschis fereastra. Începe spectacolul! A strigat Bobiță vesel și a început povestea. Mulțumesc, le-a spus Dima. Sunteți prieteni buni. Peste 10 zile, doctorul Bufniță a venit iar, dar deja bubițele lui Dima dispăruseră. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vrăjitoarele. Într-o zi de vară, Bobiță, Buburuză și prietenilor discutau despre vrăjitoare. Voi credeți că există vrăjitoare? Întrebă Baltazar, băiatul albină. Și că zboară pe cozi de mătură noaptea? Păi nu știu, mormăi Bobiță. Peste puțin timp, Bobiță și Buburuză au pornit spre casă. Ce-ar fi dacă am venit noaptea aici? Poate am vedea vrăjitoarele? A propus fetița mămăruță. Într-un coș și-au pus mâncare și de băut și-au pornit din nou către câmpie. Au privit cerul îndelung, dar nu s-a întâmplat nimic. Vino, Buburuză, să mergem acasă. Cred că nici nu există vrăjitoare. Buburuză se opri dintr-o dată. Bobiță, am auzit un sunet ciudat de după copacul acela. Buburuză, se mișcă crengile copacului. S-au îmbrățișat îngroziți. Deodată o vrăjitoare a zburat de după copac. Bobiță și Buburuză au strigat în gura mare de teamă. Apoi a apărut o altă vrăjitoare pe cer. Fugi, Bobiță, să ne salvăm! Și fugeau cât îi țineau picioarele. S-au ascuns repede după o tufă. Oh, Buburuză, ce păcat că nu sunt prietenii cu noi! Cele două vrăjitoare au coborât pe pământ, s-au dezbrăcat de pelerinele și pălăriile negre și au început să strige cu veselie. Ba da, prietenii voștri sunt aici! Noi suntem Fulgușor și Baltazar! Buburuză s-a supărat foc. Voi ați fost vrăjitoarele! A fost urât din partea voastră că ne-ați speriat așa! Noi am vrut doar să vă facem o farsă, i-a explicat Baltazar.
Bobiță era și el îmbufnat. A fost o glumă nesărată. Veți regreta voi. Cei doi au pornit supărați spre casă. Trebuie să inventăm ceva, Bobiță, ca să le-o plătim. Ce-ar fi dacă și noi am speria? Asta e, strigă Buburuză. Am o idee fantastică. Fulgușor și Baltazar au rămas pe câmp. Ce să facem acum? Se sfătuiau între ei. Poate că, de fapt, n-a fost o idee atât de bună. În acest timp, Bobiță și Buburuză au fugit la casa mămăruței și s-au îmbrăcat în costume de drăcușori. Și-au luat haine negre, șepci negre și din hârtie roșie și-au lipit coarne pe cap. Grăbește-te, Buburuză, zise Bobiță nerăbdător. Îi văd venind! Amândoi s-au ascuns după o tufă și au așteptat ca Fulgușor și Baltazar să ajungă. În clipa aceea au sărit de după tufă, speriindu-și tare prietenii. Ajutor! Ajutor! Au strigat Fetița Fluture și Albinuța. Vedeți ce rău e când ești speriat? Spuse băiatul Melc, în timp ce își lua furios șapca de pe cap. Tu ești Bobiță? Întrebă mirat Baltazar. Ați făcut ceva foarte urât. Ceva urât? Dar gluma cu vrăjitoarele a fost și mai îngrozitoare, strigă Bobiță. Ba nu, gluma cu drăgușorii a fost mai urâtă. Ajunge, le zise Buburuză. Încetați cearta, să ne împăcăm. Vă promitem că nu vom mai face așa ceva, dar și voi să ne promiteți că nu ne veți mai speria. În regulă, au spus ceilalți. Nu vreți să încercați șapca cu drăgușor? Întrebă Buburuză. Ba da, și voi puteți îmbrăca pălăriile de vrăjitoare. Mai mult, dacă vreți, vă puteți așeza pe măturile noastre. Ia te uită, strigă Bobiță. E foarte bine, zburăm ca și vrăjitoarele. Așa e, adăugă Baltazar. Zburăm ca vrăjitoarele adevărate. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se concurs știu. De gimnastică. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar stăteau pe marginea lacului și aruncau cu pietre. Bobiță a nimerit de mai multe ori bușteanul care plutea pe apă, iar ceilalți îl aplaudau cu bucurie. Veniți repede pe câmp! Azi începe concursul de gimnastică! A sosit în fugă Wendel cu vestea. Ceilalți se adunaseră deja pe câmp. Gâzele s-au îmbrăcat în costume de gimnastică și a început prima probă, alergarea. Toată lumea fugea cât putea de repede. Distanța ce trebuia parcursă era de 3 ture în jurul câmpului. Protestez, Dima a trișat, a tăiat colțul! A strigat săltăreața. Nu-i voie să trișez, a spus Alfons Dojenitor. Repetăm concursul, dar nimeni să nu trișeze. Wendel a alergat cel mai repede. După el a ajuns săltărețul. Pe locul 3 la linia de sosire era Baltazar. Bobiță a ajuns ultimul. Baltazar și Dima șușoteau în spatele lui. Melcul e lent! Nu vă bateți joc de el, e urât! A spus supărată Buburuză. Acum urmează săritura în înălțime. Câștigător va fi cel care rupe mărul de pe cea mai înaltă creangă, a spus Alfons. Gâzele își dădeau avânt și încercau să sară cât mai sus. Mărul cel mai de sus a fost rupt de săltăreț, următorul de Fulgușor, iar al treilea de Dima, gândacul cartofului. Bobiță a sărit degeaba, n-a ajuns nici la mărul cel mai apropiat. Nu reușesc, nimic nu-mi reușește mie, se supără el. Lasă, Bobiță, vei reuși să faci tumbe, nu fi supărat, a spus Lili, gâza trandafirului. Dar Bobiță n-a îndrăznit să participe la concursul de tumbe. I-a fost teamă că-și sparge căsuța de melc. Concurenții au pornit și au făcut tumbe de la un capăt la altul al câmpului. Cea care a câștigat însă a fost Buburuză. Acum urmează zborul, a spus Alfons. Cine ajunge mai repede în vârful bradului și aduce primul con, acela câștigă. Gâzele au pornit de îndată. Fulgușor, Baltazar, Buburuză și Adiere au concurat pentru con.
Vulgușor a fost cea mai iute. Ea a ajuns cel mai repede în vârful bradului. Eu nu știu nici să zbor. Se supără băiatul Melc. Nu fi supărat, Bobiță. Acum urmează săritul coardei. Cine sare mai mult într-un minut, acela va câștiga. Cei patru concurenți au început să sară coarda, dar piciorul lui Bobiță s-a agățat de coardă și s-a lovit foarte tare. Ceilalți se uitau la el cu adevărat îngrijorați. Eu nu mai vreau să concurez, nu-mi reușește nimic. Mă duc acasă, a spus necăjit Bobiță și a pornit spre casă. Trebuie să facem ceva, trebuie să-l înveselim cumva pe Bobiță, a spus Buburuză. Da, să inventăm o probă la care Bobiță este priceput, a spus Lili. Eu știu, a strigat Fulgușor, aruncarea la țintă. Da, e o idee bună, căci doar Bobiță nimerește bușteanul din lac, a aprobat Baltazar. Prietenii au construit 5 grămezi, prima din mere, a doua din castane, a treia din conuri, a patra din alune, iar a cincea din pere. Până la urmă, Buburuză l-a convins pe Bobiță să participe și el. Acum începe aruncarea la țintă, vrei să participi și tu? A întrebat Lili. Ura! Aruncarea la țintă! Sigur, particip și eu! Toți au participat la concurs, dar cel mai priceput a fost Bobiță. El singur a dărâmat toate cele 5 grămezi. Vezi, Bobiță, la alergare eu sunt cel mai bun. La sărituri săltăreț, la zbor Fulgușor, la tumbe Buburuză, la coardă Lili, iar la aruncarea la țintă tu ești cel mai priceput. Fiecare este bun la ceva, a spus Wendel. Bobiță a primit o castană strălucitoare pe care Alfons a gravat aruncare la țintă locul întâi.